Bună ziua, în primul rând. Ne aflăm în fața meciului cu Viitorul. Va fi un meci destul de greu, dar eu cred în șansa noastră și cred că putem scoate un rezultat pozitiv. Ești surpriza plăcută Politehnicii în aceste prime etape? Da, asta nu face decât să mă motiveze mai mult și să muncesc mai mult. Deci e un lucru foarte bun, care are încredere în mine. Și... Ți-ai dori să rămâi la ea și în sezonul următor? Mai este mult de jucat. Vom vedea ce va fi din vară. Eu să-mi fac treaba cât pot de bine. Și... E benefică regula asta Under 21 pentru voi? Pentru că, practic, e șansa voastră de a vă afirma. Vă dați seama, e o oportunitate foarte mare pentru toți jucătorii tineri. Da, ne avantajează mult. Ce ai simțit dacă ai fi schimbat în primul minut, așa cum s-a întâmplat cu colegul tău de la CFR? Nu, și vă dați seama, nu ar fi plăcut, dar nu vreau să comentez mai mult despre așa ceva. Da. Probabil că domnul Mircea a avut mai multă încredere în mine. M-am pregătit foarte bine în cantonament și mi-a dat șansă. Și sper că am profitat de șansa aceasta.